Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO, a transmis cu ocazia Zilei Naționale a României un îndemn la reinventarea și reclădirea proiectului național. Joană a adus și un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară. 1 decembrie, Ziua Națională a Românilor. Cel mai luminos moment din această lungă și agitată istorie a națiunii noastre. Momente de glorie și triumf, dar și momente de deznădejde și tristețe. Întotdeauna, în această lungă și complicată istorie, am avut două ingrediente fundamentale care au condus la succesul nostru național. Să ne gândim ce a însemnat președintele Woodrow Wilson pentru noi prin promovarea principiului de autodeterminare. Dar și un alt ingredient, la fel de puternic, și poate chiar mai puternic, care este această încredere, încăpățânare și investiție în proiectul național românesc. De la Tudor Vladimirescu, la liderii revoluțiilor de la 1848, la Alexandru Ioan Cuza, la regele Carol, la regele Ferdinand, la Iuliu Maniu sau Brătieni și mulți alții. Întotdeauna a existat această relație simbiotică între momentul în care istoria își schimbă dinamica și această dorință de a avea devenire națională, împlinire națională și o națiune românească puternică. Mircea Joană le-a adus un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară de-a lungul timpului. Nu avem voie să uităm o secundă în astfel de momente aniversare de cei care au luptat și s-au jertfit pentru această devenire națională. Pentru soldații noștri, militarii noștri, veteranii noștri. Pentru că fără ei și fără jertfa lor de sânge, nu am fi avut astăzi ctitoria pe care astăzi ne putem baza.